Divine, bine ați revenit pe canalul meu. Trece anul și mă trec și eu. Nu asta am vrut să spun, am vrut să spun că trece anul și revin și eu cu un nou tutorial despre eyeliner. Adică am făcut și anul trecut. Astăzi updatăm însă anumite informații, updatăm puțin stilul în ceea ce privește trasarea eyelinerului corect și în normele moderne. Asta nu înseamnă că nu puteți intra pe canalul meu, în primul rând ca să vă abonați și să dați click pe clopoțel astfel încât să auziți de fiecare dată când postez ceva nou, mai ales că nu o fac chiar așa de des, trebuie neapărat să fiți înștiințați, dar și pentru a vedea și celelalte tutoriale în care am vorbit despre cum să vă trasați corect linia de tuș. Vă recomand cu mare căldură, voi pune și linkurile în cutia cu descrieri, pentru că și acolo veți găsi informații pe care să le furați și să le puneți în aplicare și anul acesta și la anul și oricând vreți voi. Ne gândim la cum trasăm linia de tuș, bineînțeles că prima dată ne gândim la instrumentele folosite. Aveți nevoie de o pensulă de eyeliner foarte bună. Nu trebuie să fie neapărat scumpă, nu trebuie să fie neapărat de brand. De-a lungul timpului am încercat nenumărate pensule, și mai scumpe și mai ieftine, și sinceră să fiu, mă întorc întotdeauna și reachiziționez pensule unghiulare folosite în special în pictura unghiilor, da? Pentru că acestea sunt, au precizie aparte, sunt foarte fine, foarte drepte, foarte subțiri. Și bineînțeles, mai ieftine fiind, nu mă doare sufletul atunci când trebuie să le arunc pentru că li s-au răsfirat fibrele și li s-a stricat forma. Instrumentul numărul 2, absolut necesar în trasarea unei linii de tuș corecte, bineînțeles, eyelinerul. Aveți nevoie de un eyeliner intens și foarte rezistent. Sigur, cea mai economică variantă este eyelinerul lichid, pentru că are deja pensula inclusă și v-am arătat mai multe variante în tutorialul de anul trecut, o să vă pun linkul în cutia cu descriere. Numai că eyelinerele lichide nu sunt întotdeauna cele mai intense sau cele mai rezistente. În această cursă, clar câștigă eyelinerele gel. Și tocmai de aceea fiecare brand are câte o formulă de eyeliner gel. Acum, alegerile le faceți singure în funcție de preferințele voastre, în funcție de necesitățile voastre, dar mai ales în funcție de bugetul vostru. Pentru că fiecare produs are și fiecare formulă are clar și avantaje, dar și dezavantaje pentru unele dintre voi. Eu în acest tutorial am folosit eyelinerul de la Inglot, pentru că este clar unul din cele mai întâlnite produse în kiturile make-up artiștilor profesioniști și ca un produs staple în kiturile noastre. În cazul în care sunteți începători, am arătat și în alte tutoriale cât este de ușor să îți trasezi cu aceeași pensulă unghiulară și cu un fard negru mai întâi forma, astfel încât în cazul în care greșești să poți șterge mult mai ușor decât cum ai șterge un gel waterproof, iar după ce ai trasat forma corectă cu fardul negru, umpli conturul cu gelul water. Încearcă să ai mereu pensula foarte curată și fibrele foarte bine aranjate. Pentru că dacă o vei ține încărcată cu produs și dacă acesta se usucă pe vârfurile pensulei, vârful pensulei se îngroașă și tu nu mai poți trasa cu aceeași fluiditate și nu mai poți avea aceeași finețe în forma, în trasarea formei eyelinerului tău. Cât despre forma eyelinerului și cum afli ce ți se potrivește ție cel mai bine, tot în fața oglinzii vei afla răspunsul, jucându-te și jonglând de fiecare dată cu câte un milimetru în plus, un milimetru în minus, sau dacă nu ai acest curaj sau îndemânare, poți merge la mai mulți make-up artiști, profesioniști, care cu siguranță au stiluri diferite și îți vor trasa linia de tuș în variante diferite și astfel vei putea alege singură pentru tine ce îți place cel mai mult.
Absolut. Linia de tuș are și rol corector. Ea trebuie să corecteze anumite trăsături. Și bineînțeles că trebuie adaptată fizionomiei. Tocmai de aceea trebuie să învățăm să citim foarte bine trăsăturile, dar să știm și cum să le interpretăm cu linia corectă de tuș. În acest parcurs vom ține cont măcar de câteva principii. Trebuie să știm cel puțin să nu ducem linia până în unghiul intern al ochilor, în cazul ochilor apropiați, dar să completăm și să definim mereu unghiul intern în cazul ochilor depărtați. Să nu îngroșăm niciodată linia pe pleoapele mici și adâncite, dar să o alungim și să o îngroșăm de fiecare dată când corectăm niște ochi mari, proeminenți, cu pleoape voluminoase. În cazul ochilor descendenți, evităm liniile orizontale sau chiar descendente și, bineînțeles, ducem direcția eyelinerului către coada sprâncenă. În cazul ochilor cu pleoapa căzută, eu aș zice, de ce te chinui, draga mea? Sigur, poți să desenezi și eyeliner pe asemenea pleoape, însă nu va arăta la fel, va arăta altfel. Nu știu dacă toate sunteți obișnuite și vreți să purtați o asemenea linie pe pleoapele voastre. Și în plus, un soft smoky vă avantajează mult mai mult decât o linie chinuită de eyeliner. Deci nu disperați, nu e obligatoriu să poarte toată lumea eyeliner. Puteți să arătați foarte bine și fără acele codițe la ochi. În cazul meu, trasând de atâția ani și ani linii de tuș, bineînțeles că am ajuns să mă cam plictisesc de linia clasică, scurtă și finuță de eyeliner și am ajuns să desenez linii foarte glam și foarte alungite și foarte glam, am mai spus, grafice și evidente. De vină este, bineînțeles, și Instagramul și followers-ii care reacționează doar la asemenea content și doar la asemenea machiaje, dar trebuie neapărat să țineți cont de faptul că lucrurile care arată bine și lucrurile, de fapt, care arată bine pe Instagram nu arată întotdeauna bine, aproape niciodată nu arată la fel de bine în realitate ca în poze. Am ținut neapărat să vă arăt și ce diferență poate să facă un unghi intern foarte bine conturat, da? Și o linie de tuș care ajunge până în unghiul intern. Observați că se poate face o mare diferență și în felul acesta, după cum vă spuneam și mai devreme, puteți să apropiați niște ochi care sunt foarte depărtați. Este un truc care însă trebuie evitat cu rigoare în cazul ochilor apropiați. Este un look care te duce mult în direcția editorială, dar în același timp aduce un vibe foarte modern pe chipurile voastre. Pentru un look de seară, transformarea poate fi super rapidă și simplă, dar de mega impact. Poți să conturezi conjunctiva cu același eyeliner gel, cel de la Inglot este foarte rezistent și pe linia apei, și bineînțeles să cobori puțin cu același eyeliner și pe pleoapa inferioară și să-l blenduiești foarte bine printre genele inferioare. Un asemenea look de felină garantează înmărmurirea tuturor privirilor care se vor întâlni cu a ta. Dragile mele și dragii mei, acesta a fost tutorialul despre eyeliner. Să știți că nu mă opresc aici, mai urmează un tutorial, bineînțeles, diferit față de acesta, în care vă voi arăta cum să faceți o formă de eyeliner foarte dragă mie. Abonați-vă canalului meu de YouTube ca să vedeți imediat ce postez tutorialul. Haideți și pe Instagramul meu ca să fiți la curent cu toate noutățile. Dacă nu mă urmăriți, înseamnă că nu știți că tocmai m-am mutat în Anglia și acolo povestesc chestii foarte interesante legate de ceea ce fac eu în fiecare zi. Și bineînțeles că să nu uităm de pagina mea de Facebook, unde sper să revin cât de curând cu live-urile pe care le făceam împreună cu voi. Cam atât, eu v-am pupat și vă mai aștept pe aici!